vedeți problema UDMR, pentru că sunt demnitari care au și naționalitate română și naționalitate ungară. E foarte simplu. Vor să fie slujitori ai statului român, renunță la orice care altă cetățenie. Ești cetățean român în România, slujitor al statului român, cu jurământ de loialitate conform Constituției față de statul român. Nu faci treaba aceasta, stai mătăruță la orice altă funcție, mai puțin cele de demnitate națională, mai puțin cele de demnitate și de funcții în interiorul sistemelor de securitate și siguranță națională. Asta este soluția. Nu mai pentru UDMR, pentru orice persoană. Sunt unii dintre cei cu pretenții care au, așa cum niște fost, știți, eu am și cetățenia americană, eu am și cetățenia franceză și bangladeșă. Foarte bine, fericită. Stai acolo unde ți-e locul.